выступает Билкин Иван, магистр-преподаватель. Он нам расскажет о переводе Библии на румынский язык. На немецкий, хорошо. Здравствуйте, мне очень приятно быть с вами здесь сегодня. Мой доклад я прочитал на румынском языке. И сегодня я расскажу о том, как Мартин Лютер перевел на немецкий язык Библию. Это был поворотный момент в истории немецкой культуры. Об этом мы очень часто говорим и в университете, когда изучаем немецкую литературу. Мартин Лютер отводит на ту эпоху, когда Аскебат, цивилизация Реформана, мод дефинитив. Это эпоха Ренаштери, когда вина норма ебуна медиа, шико, морожик, cuvinte perioada dintre secolele 13 și 16. Separarea acestei epoci în una de sine stătătoare este legată de o înflorire culturală și de progresul social care a avut loc atunci în majoritatea țărilor occidentale. Renașterea a apărut în interiorul puturii orășenești, unde se producea o revizuire a valorilor medievale tradiționale. Sub semnul întrebării a fost pusă ierarhie socială feudalistă, iar în locul restricțiilor de castă de altă dată, o răspândire are o viziune nouă asupra omului, care pune accentul pe independența personalității umane și emanciparea de plină a acestei de norme de morală vechi. În sensul larg, cuvântul renaștere înseamnă apariția valorilor culturale noi și a unei noi viziuni asupra lumii. În acea perioadă, de exemplu, Nicolaus Copernicus fundamentează heliocentrismul. Galileo Galilei face experiențele sale științifice. Au loc descoperiri geografice și călătoriile în jurul lumii, descoperiri în domeniul anatomiei. Iar Johannes Gutenberg, puțin mai devreme, inventează tiparul. Tot mai curajoasă și insistent devine critica în adresa reprezentanților bisericii și a dogmelor bisericești. În secolul al XVI-lea, aceasta a rezultat în mișcarea reformei și în apariția protestantismului, în fruntea căreia și se află Martin Luther, teolog, publicist, traducător, polemist, un contemporan al marilor umaniști Erasmus din Rotterdam, Thomas Morus, al lui Leonardo da Vinci, Paracelsus, dar și un contemporan al misteriosului Dr. Johannes Paulus, care a devenit un mit național german. Lângă rolul lui Martin Luther în desfășurarea procesului de reformă care a însemnat o piatră de hotar în istoria Europei, acesta s-a dovedit a fi și un reformator al limbii literare germane, fapt care se demonstrează prin influența traducerii sale a Bibliei în limba germană. Către începutul secolului al XVI-lea, Biblia juca un rol minor în cadrul serviciului tradițional catolic. În timpul slujbei, câteva pasaje cheie se citeau în limba latină, care uneori nu era înțeleasă nici de preot. Nimeni nu încerca să facă în așa fel încât adunarea să înțeleagă cuvintele rostite. Rolul principal al inoriașilor era să devină martorii pasivi al serviciului divin fără a participa la el. De asemenea, studierea Bibliei de către mireni nu era recomandabilă, deoarece în lipsa unei pregătiri teologice, aceștia ar fi înțeles-o greșit. Mirenilor trebuia să le se spună ce se creadă, însă ei singuri nu avea voie să citească Biblia. Martin Luther însă dezaproba acest punct de vedere, potrivit căruia reprezentanții bisericii își luau drept rol de a fi mijlocitori între Dumnezeu și cuvântul lui, pe de-o parte, și oamenii simpli pe de-altă parte. Luther era convins că rolul preotului era să ajute pe orice om să formeze o legătură directă cu Dumnezeu. Pentru a atinge acest scop, toți trebuiau să înțeleagă Biblia cât mai complet cu putință. Aceasta însă presupunea accesul la ea într-o limbă pe care s-o poate înțelege. Astfel, lectura și înțelegerea Bibliei erau în viziunea lui Luther fundamentale pentru credința creștină. În Germania acelui timp existau deja cel puțin 18 traduceri ale Bibliei în german. De lângă aceasta existau mai multe traduceri separate ale textelor biblice și o mulțime de așa numite armonii evanghelice anonime. Toate ele aveau la bază vulgar, traducerea în limba latină a Bibliei și nu textul original
ebraic și grecesc, care au devenit accesibile în acea perioadă datorită umaniștilor Johannes Reuchen și Erasmus din Rotterdam. Lui Luther toate aceste traduceri anterioare se păreau inadecvate, deoarece conțineau o mulțime de greșeli, iar pe de altă parte, anumite pasaje cheie nu corespundeau cu propria lui interpretare. Astfel, deja de la începutul activității sale, Luther a hotărât să facă propria lui traducere. Și iată, această ocazie a venit în momentul în care el a fost capturat pe drumul de întoarcere de la Wilta, de la Worms și plus la îndepărtatul castel Wartburg al electorului Frederic, unde și-a abandonat rasa monahală și a locuit sub numele de Georg Moșiel. Aici, într-un anonimat aproape desăvârșit, el numai în 3 luni a tradus Noul Testament integral în germană, prima ediție a căruia a apărut în 1522. În următorii 24 de ani, Martin Luther fără încetare a revizuit textul acestei traduceri. În acea versiune relativ liberă, Luther a folosit metaforele limbii germane, vorbite în epocă, descrise deseori drept țărănească. Astfel, el vrea să fie sigur că oamenii de rând înțeleg mesajul biblic prin prisma experiențelor. În lipsa timpului necesar, traducerea Vechiului Testament s-a realizat mai încet și a apărut mai târziu. Aceasta a văzut lumina tiparului abia în 1534. Abordarea era aceeași. Luther a declarat că unul dintre scopurile sale era de a-l face pe Moise atât de german, încât nimeni să nu-l bănuiască a fi evreu. Rezultatul a fost o traducere cu care poporul german se poate identifica. Luther însuși spunea: m-am străduit în această tălmăcire să dau o germană curată și clară. Mi s-a întâmplat adesea să căutăm timp de 2, 3 sau 4 săptămâni câte un singur cuvânt, întrebând pe alții și totuși uneori nu l-am mai găsit. Nu trebuia ca limba traducerii sale să fie pe înțelesul oamenilor simple din popor. Principiul de care el se conduce în traducere este următor. Trebuie să întreb pe mamă în casă, pe copiii de pe uliță, pe omul de rând din piață, să te uiți la gura lor ca să vezi cum vorbesc și apoi să tălmăcești, să traduci. Atunci te vor înțelege și își vor da seama că le vorbești pe nemțești.